Bună seara și bine v-am regăsit la Corespondent TVR Internațional. Avem astăzi o veste bună pentru românii din Canada și în special pentru aceia care iubesc muzica folk, foarte mulți de altfel. Între 28 aprilie și 5 mai, doi îndrăgiți artiști români, Victor Socaciu și Ducu Berți, vor susține concerte în patru mari orașe canadiene. Înainte de a pleca în turneul de peste ocean, domnul Victor Socaciu a acceptat invitația noastră de a ne vorbi despre relația cu românii din străinătate și despre această nouă serie de concerte intitulate Cum altfel decât om bun. Bună seara și bine ați venit la TVR Internațional. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, căci altfel, astfel putem să-i anunțăm pe românii din Canada despre acest demers artistic al nostru. Da, de altfel publicul românesc din străinătate vă cunoaște foarte bine, nu doar cei din Canada, vom vorbi și despre asta, și nu doar de la radio și de la televizor, le sunteți aproape românilor de departe, putem spune așa, prin concertele pe care le organizați în comunitățile lor de foarte multă vreme. De când? Practic, după 90, de când românii au început să emigreze și astfel să creeze comunități care au nevoie de cei care le aduc cât de cât România la locul în care trăiesc. În aceste condiții, cred că mi-a potrivit să vă întreb unde nu ați cântat până acum. Oh, sunt probabil multe locuri. Unde n-ați avut în orice concerte. Caz, acolo unde sunt mulți români, în comunitățile mari, Italia, Spania, Germania, Franța, Austria și, bineînțeles, Statele Unite ale Americii și Canada, am fost. Știu că sunteți foarte așteptat acolo și dumneavoastră și artiștii cu care susțineți aceste concerte și mă întreb care este diferența dintre publicul din România și românii din străinătate. Există o diferență? Există. Românii de afară trăiesc mult, mult mai fierbinte, să spun așa. Tot ce înseamnă limbă română, tot ce înseamnă poezie română, tot ce înseamnă muzică românească. Așa că acolo fiorul este mult mai profund și tu ca artist simți că mesajul tău este mai complet recepționat, să spun așa. Dar cum vă explicați afecțiunea constantă a românilor în general pentru muzica folk? Nu e așa, dacă muzica ușoară, muzica pop au suferit transformări majore în toate aceste decenii, folkul a rămas cam același și este la fel de îndrăgit. Până la urmă pare genul de muzică cel mai apropiat ca, să spun așa, comunicare. Pentru că mesajele sunt directe, nu sunt sofisticate, sunt, să spun așa, simple și care, în general, prin faptul că aduc multă poezie, multă metaforă și multă sinceritate, ajung direct la sufletul spectatorului. Canasta și vinul la tanti Elen, ne-a gelul cafeaua rășnin. Icoane-n par astăzi uitate într-un tren, ce nu se mai vede venind. În mâinile cui, privirile cui te-ating, trimite-n vești înapoi. Privirile cui și mâinile cui te strâng, trimite-n vești despre noi. În satul cel lung și cu porțile verzi, ascuns totdeauna sub nori, de-a ști că mai ești și că pașii ți-i pierzi, aș veni într-o căruță cu flori. Dar în mâinile cui, privirile cui te-ating, trimite-n vești înapoi. Uite strâng, trimite-n vești despre noi. În mâinile cui, privirile cui te-ating, trimite-n vești înapoi. Privirile cui și mâinile cui te strâng,
Dar relația dumneavoastră cu folcul... Personală. Cum și când a început? Asta este o poveste veche, la începutul anilor 70, dar înainte de a fi folkist am fost rocker. De altfel, se întâmpla la Brașov. Mișcarea asta rock sau folkul poate fi inclus într-o mișcare mai largă, să spun așa, o categorie rock. Deci e forma de baladă a rockului. Pe de altă parte, folkul având două componente. Una, să-i spunem, folk song, poezie și muzică. Mai are un și cealaltă variantă de protest song și, de fapt, mesajele care vin din partea cetățeanului de pe stradă. Cam... Așa a început. Sau, dacă vreți, un fel de folclor urban. Putem spune și asta la acea parte aceea de folk. Dacă Ducu Berții se apuca de folk în 73 și câștiga primul premiu, o valiză, ceea ce probabil că a prevestit cumva exact. Aceste turnee lungi, viitoare, da. V-ați cunoscut cu Ducu Berții la Cenaclul Flacăra, dacă nu mă înșel. Da, dar el, când a venit în Cenaclul Flacăra prima dată, era component al grupului Song. Și atunci ne-am cunoscut, după care el a văzut, a intrat în mișcarea folk puternic și a lansat cântece excepționale. Poate nu toată lumea știe, dar înainte de Cenaclul Flacăra a existat Cenaclul Dacia Felix din Brașov. Da, la Brașov, da. Erau de altfel mai multe asemenea mișcări artistice, dacă putem să le spunem așa. În ce context și din ce dorință au apărut atunci? Plecând de la ideea că folkul și de la adevărul, nu numai ideea, adevărul că folkul s-a născut în spațiu academic, universitar. În toate centrele universitare din România existau cenacluri. Înainte chiar de existența Cenaclului Flacăra, care, să spun așa, a fost locul în care s-a manifestat plenar tot acest gen de muzică și a fost lansat la nivel național. Dar în centrele universitare funcționau aceste focare mici de cultură care aduna acei studenți pe care erau interesați de literatură, de poezie, dar și de muzică. S-a lansat folkul, deci, în zona aceea. A urmat apoi Cenaclul Flacăra și vreau să ne spuneți ce a însemnat pentru dumneavoastră, dincolo de faptul că m-ați cunoscut artiști remarcabili, precum Ducu Berții, de care, iată, vă leagă mulți ani de colaborare și de exact. Prietenie. Cenaclul Flacăra a fost o mișcare artistică unică, dar dincolo de partea aceasta artistică, Cenaclul Flacăra aducea ceva mai mult. A fost o mișcare în sprijinul valorilor, nu neapărat din muzică sau din folk. Deci era o mișcare care pur și simplu aduna toți oamenii care reprezentau valoare în România. De altfel, Cenaclul Flacăra propunea tot felul de medici care erau excepționali, nu mai spun scriitori, nu mai spun actori. Toată pleiada marilor actori au făcut parte din Cenaclul Flacăra, au fost membri ai Cenaclului Flacăra. Dincolo de asta exista și un mesaj puternic național. Acest mesaj național, care se dorea a fi sigur și cu partea sa educativă, nu era, să spun, de sorginte naționalistă, ci era una de emancipare, pur și simplu, a românismului din noi. Și atât. Erau trăiri sincere, asta vreți să exact. Ne transmiteți. Exact. Vreau să ne spuneți mai multe despre relația cu Ducu Berții, pentru că așa am ajuns la Cenaclul Flacăra. Am înțeles cum v-ați întâlnit, cum a evoluat această colaborare. Am spus, el venise cu Songo, cu Lucian Mihalea și... Au avut o perioadă în care s-au manifestat în cadrul Cenaclului, după care el a rămas în Cenaclu și a avut o prestație foarte bună, inițial prin cântece aduse din Maramureș, după care a compus cu mult har piese pe versuri unor poeți importanți și români și
din spațiul internațional literar. Lermontov, de exemplu, are un poem frumos pe care a scris o muzică excepțională și a făcut, să spun, o carieră singur, la început legat de Cenacul Flacăr, așa cum au fost mai toți cântăreții de primă linie folk din România, după care au rămas pe propriile lor picioare și au devenit vedete incontestabile în spațiul nostru artistic. Casa e pustie fără ea, în ce aș putea eu să mai cred acum, aș da orice s-o mai întorc din drum. A trecut atâta vreme de când a plecat, dar abia acum e dragă cu adevărat. Abia acum când locuiește doar la mine, când o iubesc mai mult decât oricând. Zic că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. Ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice s-o mai întorc din drum. Zic că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. Ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice s-o mai întorc din. Eu care vroiam într-una alt și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor, abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, abia atunci m-am îndrăgostit numai de ea. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Da, da, m-am îndrăgostit numai de ea. Revenind la festivaluri, dumneavoastră sunteți din 1991 producătorul Festivalului Național, dar și concurs de muzică folk Om Bun. Cum a evoluat acest festival? În ce stadiu se află acum? Da, a avut un impact extraordinar în primele ediții, pentru că în 90, împreună cu un grup de artiști, când am format Sindicatul Artiștilor din România, am avut onoarea să fiu chiar președinte, atunci am spus că mandatul meu la cârma sindicatului ar însemna să inventăm, practic să impunem câteva festivaluri naționale. Și era unul pe rock, Teo Peter, regretatul Teo, s-a ocupat de acest festival rock care urma să aibă loc în București, la fel și eu m-am ocupat de festivalul Om Bun. Eu am ajuns să fac 25-26 de ediții și în câțiva ani n-a fost festival propus, dar au fost gale. Deci în lipsa mea și din țară, în momentele respective, s-au organizat aici, iar eu de departe am supravegheat să se organizeze gale folk Om Bun la sala Palatului, foarte bine se știe, și au fost primite întotdeauna cu multă deschidere de publicul bucureștean. Chiar mă gândesc că sunt prea favorizați bucureștenii și poate că o ediție, două de acum înainte, să le fac undeva în provincie, în alte capitale, să spun așa, cum ar fi Cluj, cum ar fi Timișoara, Iași, Brașov, Constanța. Deci gândesc cu astfel de idee. Sigur, publicul va fi încântat. Spuneam că Om Bun este și un concurs. Putem spune că a reușit să genereze un nou val de muzicieni folk? Desigur. Există? Putem vorbi despre o revigorare a acestui segment muzical? Eu vreau să vă spun că, sigur, așa au plecat toate festivalurile pe care le-am gândit atunci, în toate zonele muzicale. Deci, la un moment dat, în folk, am spus, domnule, nu venim numai noi ăștia care am creat genul ăsta și am scris alfabetul muzicii folk.
Pentru că vine o generație din urmă și vin generații tot timpul. Și atunci trebuie să le creăm scena la care ei să acceadă și mai ales să-și impună ceea ce îi reprezintă ca generație. Și uite, dau niște nume. De exemplu, grupul Talisman s-a lansat la un bun. Adam Ilea s-a lansat la un bun. Maria Gheorghiu s-a lansat la om bun. Chilian s-a lansat la om bun. Și mulți, mulți alții sunt lansați deja. Uite, Emery Kinere, iarăși, este lansat în festivalul om bun. Da. Între timp, artiști cunoscuți și îndrăgiți și exact. Așteptați și ei, inclusiv în comunitățile românești din afara granițelor. Chiar curând va avea loc la Roma un mare eveniment unde o parte dintre ei vor fi prezenți. Revenind la relația cu Ducu Berții, vă leagă destul de multe, chiar și Omul cu chitara, poate nu mulți știu. Omul cu chitara este una dintre cele mai audiate emisiuni de la Radio România Actualități. A fost o emisiune îndrăgită și la televiziunea română, dar poate nu multă lume la știe că genericul emisiunii este semnat de Victor Socaciu. Așa e? Greșesc? Nu, eu am un cântec, se numește Omul cu chitara, deci probabil că reprezintă într-un fel chintesența a ceea ce se construiește în emisiunea de la radio și sunt bucuros că am reușit pe lângă această emisiune pe care o realizează totuși Ducu Berții să existe, pentru câțiva ani a existat la televiziunea română Vânare de Vânt, emisiune pe care am realizat-o împreună cu Vali Sterian. Eu sper că se vor deschide ușile și pentru alte și la alte televiziuni, pentru emisiuni și de ce nu chiar un canal dedicat muzicii folk. Așa ne-am gândit noi. Dacă există și pentru manele și pentru alte genuri muzicale de nișe, succes, de ce n-ar exista și pentru folk? Da, așa este. Ați compus peste 300 de cântece sau în orice caz? Cred că mai multe, da, să zicem, da. Ducu Berții are de asemenea foarte multe melodii îndrăgite de public. Ce ați ales pentru concertele din Canada? Cam tot ce a însemnat, să spun așa, piese de succes de-a lungul acestei cariere. Și în ceea ce mă privește și în ceea ce îl privește pe Ducu, desigur. Oamenii vor să reasculte piese chiar din anii 70. Niciodată nu scap din scenă până nu cânt piesele pe care dânșii le vor. Ar fi cântec pentru Charlie Chaplin, Oameni de zăpadă, Opinia mea sau Roata sau, mă rog, mai ales piesa care definește tranziția sau să spunem un fel de imn al tranziției, Mama lor. Da. Deci nu scap fără să cânt cântece din acea perioadă, dar și cântece create în ultimele decenii, să spun așa, de democrație. De altfel, cunoașteți foarte bine comunitatea românească din Canada. Ați fost consul general al României la Montreal între anii 2014-2017. Da. Cum ați primit în acest context invitația de a susține concerte pentru membrii acestei comunități? Cu mare drag, pentru că trei ani și ceva cât am fost în misiune, am cunoscut români excepționali. De altfel, în Montreal, unde sunt aproape sau chiar mai mult de 50.000 de români, e o comunitate foarte mare, cam 80% din ei cred că este cea mai elevată, să spun așa, comunitate, sunt titrați. Deci sunt oameni care au terminat facultăți, fie în România, fie în alte părți și chiar în Quebec, acolo unde este Montrealul, în provincia Quebec. Și sigur că am legat de-a lungul timpului niște prietenii pe care n-am să le uit toată viața mea. Am reîntâlnit oameni cu care am fost în România în legături strânse. Deci sunt nerăbdător să mă întâlnesc cu ei. De altfel, traseul ăsta pe care îl vom avea alături de Ducu
Va începe la Hamilton? Începe în lângă Hamilton la Câmpul Românesc, exact, un loc da. Reprezentativ pentru români. Da, organizat de Asociația Culturală Română din Hamilton, una dintre cele mai vechi organizații românești din Canada. Da. Iar celelalte trei concerte sunt la Ottawa, pe data de 3 mai, pe 4 mai la Quebec City și pe 5 mai la Montreal. Spectacole organizate de Congresul Românilor din Montreal. Da, din Canada, dar cu sediu în Montreal. Da. Pot să spun și mă bucură acest fapt în ultima perioadă, mai ales după 1 martie, când s-a dat drumul, deci nu mai e nevoie de vize pentru a intra în Canada, deci s-a liberalizat această intrare în Canada. Au început și artiștii români care nu aveau viză, care din vari motive ajungeau mai greu. Acum au început să se bucură și ei de aceste întâlniri și mai ales comunitățile sunt fericite că ei pur și simplu, aceste comunități de fapt, atunci când vin la un astfel de, când vin la astfel de întâlniri, se simt mai aproape de România. Asta așa este, putem confirma, pentru că suntem și noi în permanentă legătură cu membrii acestor comunități la TVR Internațional. Ce urmează după turneul din Canada? Trebuie să vorbim și despre următoarele concerte. Urmează alte concerte în România. Și eu și Ducu suntem angrenați în, cu valiza lui, așa. Suntem angrenați în, pe drumurile astea între două roze, cum se spunea într-un cântec, și fericit și fericiți, numai pe drumuri suntem. Da. Fericiți să fiți, vă dorim și noi așadar și vă mai așteptăm la TVR Internațional cu vești asemănătoare pentru membrii comunităților românești și din alte zone ale lumii, care sigur vă așteaptă. Invitație și salut pe toți iubitorii de folk, nu numai din Canada, nici toată lumea. Cei răsfățați sunt de data asta canadienii, dar și noi înșine și de-abia așteptăm să ne revedem, să începem să reaprindem acea flacără care ne-a unit sufletele atâția și atâția ani. Sub sceptrul muzicii și poeziei românești. Mult succes vă dorim și noi, la revedere, vă mai așteptăm! Capitala Italiei se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai importante evenimente dedicate centenarului Marii Uniri și comunității românești din diaspora. Este vorba despre cea de-a 8-a ediție a Expo România-Italia, care va avea loc în perioada 5-6 mai la Roma. Ediția din acest an va cuprinde o serie de evenimente speciale susținute de instituții publice din România și din Italia. Domnul Nicolae Brânzea, director general adjunct al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni, și domnul Victor Ion cu subsecretar de stat în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, ne oferă amănunte. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Evident, participă la discuția noastră prin telefon și organizatorul și inițiatorul acestui proiect, domnul Eugen Terteleac, președintele Asociației Românilor din Italia și al Camerei de Comerț și Industrie a României în Italia. Bună seara! Bună seara, stimați invitați și telespectatori după toate meridianele care ne prezintă. La câta ediție a ajuns Expo România-Italia, domnule Terteleac? Suntem la 8-a ediție și anul acesta ne bucurăm de o sprijin extraordinar și din partea instituțiilor statului român în organizarea acestui mare eveniment. Încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul. Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni sprijină acest proiect. De când, de ce și în ce mod? Bună seara! Într-adevăr, vedeți aici pentru prima dată reprezentanții Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și a Institutului aflat în subordinea Ministerului și putem să vorbim despre acest program, pentru că într-adevăr este un program ce se întâmplă la Roma ca o strategie integrată. Pe de o parte, pactul cu diaspora și alte elemente de strategie pe care Ministerul le oferă acestui proiect și pe de altă parte, menținerea
susținerea și promovarea identității românești prin activitățile culturale și educaționale care se desfășoară în aceste zile și care sunt susținute de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi în parteneria cu Institutul Cultural Român și, bineînțeles, sub bagheta organizatorului, cum spuneați, a domnului președinte Terteleac. Campania Centenar prin Înfrățiri este un proiect al Ministerului Românilor de Pretutindeni care va ajunge cu prilejul acestui eveniment și în Italia. Cum se va desfășura această campanie la Expo România-Italia? Da, este foarte adevărat. Este unul dintre cele mai importante proiecte ale noastre, ale Ministerului. Anul trecut a fost un real succes și cu siguranță și în Italia va ajunge tocmai în comunitățile de români, acolo unde îi găsim pe aceștia, în cele mai mari comunități, încercând să facem practic legătura dintre autoritățile românești, locale și cele străine. Chiar în această dimineață m-am întors din Spania, la fel am avut câteva discuții destul de constructive în regiunea Almeria, unde și reprezentanții ai Consiliului Județean Bistrița Năsăud au participat, deci lucrurile se mișcă într-un sens bun. Da, de ce sunt, domnule Terteleac, importante aceste înfrățiri? Ce beneficii concrete aduc comunităților? În primul rând, pentru comunitățile de români din Italia, în cazul de față, aceste înfrățiri pot reprezenta un dialog constant între autoritățile locale unde trăiesc momentan în Italia și autoritățile de origine din țară. Credem că prin aceste înfrățiri putem scurta foarte mult distanța între cetățenii români plecați în străinătate și autoritățile locale. Foarte, foarte multe probleme se pot rezolva direct prin această cooperare. Ne mai ajungând neapărat la Ministerul Românilor de Pretutindeni sau la instituțiile centrale ale statului român. Totodată, bineînțeles, prin aceste înfrățiri, autoritățile locale din țară, din România, pot avea cu titlu gratuit câteva zeci de mii de ambasadori care, la rândul lor, promovează tot ce înseamnă oportunități de investiții care pot promova turismul local, tradiția, obiceiurile. Deci această legătură, cred eu, este una esențială pentru a coopera și a sprijini, pe de-o parte, diaspora și invers, diaspora să contribuie la dezvoltare socioeconomică a autorităților locale din de unde provin. Ca și în anii precedenți, evenimentul va cuprinde și un program artistic de amploare, susținut și finanțat de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi. Vreau să ne spuneți, domnule Brânzea, ce tipuri de spectacole va include programul din acest an? Vor fi două zile, dacă ne referim la dimensiunea culturală și educațională a programului, vor fi două zile pline de activități de dimineața până seara. Dimineața va fi un maraton al filmului românesc și vor fi și filme pentru copii. De asemenea, din proiectul nostru mare despre care am mai vorbit la dumneavoastră, Te caută o carte zburând spre tine, deja am transmis și așteaptă în Italia 1000 de cărți dăruite de copii din școlile municipiului București și copiii vor primi cărțile când vor participa la film și se preconizează să participe în jur de 1000 de copii. Să nu uităm că pe baza ultimului recensământ din Italia, în evidențele lor din 2017, în Italia trăiesc 1.168.552 de români. Asta este statistica oficială, deci putem să spunem peste 1.200.000 de români și atunci atenția noastră trebuie să fie foarte importantă. Manifestările culturale, pentru că anul acesta sărbătorim și centenarul, cuprind o diversitate de elemente folclorice din toate regiunile. Vom avea formația lăutarii cu bot gros pentru Basarabia, pentru că vor fi și basarabeni și românii de dincolo de Prut. Evident. Vom avea din zona Cernăuz pe Ilie Caraș, vom avea din zona Munteniei pe Elisabeta Turcu și vom avea din zona Ardealului pe Dinu Iancu Sălăjan, dar ne-am gândit și pentru tineri, așa că o să meargă și Aurelian Temișan și va avea un spectacol în duminică, în data de 6, adică este un program gândit de așa
natură încât și mesajul sau darul nostru cultural să fie unul pentru toate zonele României mari, pe care da. Sunt reprezentate de românii din spațiul italian. Așadar, muzică populară, muzică folk, muzică ușoară și dansuri populare. Cum credeți, domnule Terteleac, că va fi primită această ofertă? Ce impact va avea acest program din experiența anilor trecuți? Pot să vă confirm că acțiunea Te caută o carte deja provoacă emoții mari în rândul comunității noastre de români de aici, întrucât am primit foarte multe mesaje în aceste zile și părinții ne-au cerut cum pot contribui și la rândul lor, ce trebuie să facă, și au venit foarte multe idei, ca de exemplu copiii din care vor primi aceste cărți, aceste daruri de la prietenii lor din țară, să trimită invers la rândul lor o carte sau o scrisorică celor care au făcut acest gest. Deci se va crea un fenomen, cred eu, cu această acțiune. Vis-a-vis de partea artistică, este una atât de interesantă și completă, întrucât ne așteptăm ca acest eveniment să bată toate recordurile de prezență aici în Italia. Cel mai mare eveniment pe care l-am avut a fost unul în 2011 și au fost aproape 12.000 de persoane. Cred da, remarcabil, aici, într-adevăr. Da, România aici ne cheamă acasă, este sloganul unei burse a locurilor de muncă, adresate celor care doresc să-și găsească un loc de muncă în România. Este o acțiune sprijinită de Ministerul Românilor de Pretutindeni și vă rugăm să ne dați detalii, domnule Ionescu. Da, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni sprijină și finanțează, în cadrul evaluărilor pe care le facem, proiectele care au un impact cu adevărat real în rândul românilor, și într-adevăr în cadrul acestui mare eveniment există această componentă, pentru că considerăm că e destul de important să arătăm românilor din Italia, dacă vorbim în cazul de față din Roma și din împrejurimi, despre ce se întâmplă în România, progresele care sunt și, în ultimul rând, faptul că partea pe care ei de foarte multe ori în delegații ne-o transmit vis-a-vis de nivelul de salarizare a crescut. Totodată, cred că pe lângă Bursa Locurilor de Muncă, tot în cadrul acestui mare eveniment, din ce am înțeles, o să existe și prezentarea proiectelor europene care se adresează românilor de pretutindeni, și aici aș aminti de Diaspora Startup, care este un proiect destul de important și, din ce cunosc, românii sunt destul de interesați de el. Unul dintre obiectivele principale ale forumului constă, pe de altă parte, în elaborarea unui memorandum intitulat Pactul cu Diaspora. În ce va consta acest pact și cui aparține inițiativa, domnule Terteleac? Inițiativa aparține unui grup de asociații din Italia și din străinătate. Am tot discutat asupra acestui memorandum pe care îl propunem. Cine, prin acest document, am dorit să implicăm, pe de-o parte, instituțiile statului român în găsirea unor soluții, unor programe dedicate, punctuale, cum, de exemplu, are deja Ministerul Român de Pretutindeni, dar vrem mai mult. Am gândit chiar și alocarea unui procent din PIB-ul României, Ministerul Român de Pretutindeni, pentru îndeplinirea unor proiecte de interes național pentru România, cum ar fi în diaspora construirea unor universități, unor școli. Nu este posibil ca o comunitate atât de importantă în Italia, 1,5 milioane de oameni, să nu avem instituții scolastice românești. Trebuie să lăsăm celor care probabil vor hotărâ să rămână aici definitiv, să le lăsăm niște repere sănătoase, puternice. Prin acest memorandum, diaspora, reprezentanții asociațiilor românești de diaspora își vor asuma rolul de a promova toate politicile statului român pentru atragerea investitorilor români din diaspora, pentru atragerea forței de muncă în țară, pentru sprijinirea românilor care doresc să se integreze în societățile unde trăiesc în străinătate.
Este un document simbolic, dar cu o importanță majoră pentru viitorul comunităților noastre de români din străinătate. Și cu siguranță vom mai vorbi despre acest memorandum, dar și despre celelalte evenimente care vor fi organizate la Expo România-Italia. Timpul este prea scurt, iar evenimentul este de mare amploare. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru informații, vă doresc succes în continuare și vă mai aștept. Și noi vă așteptăm la Roma. Pentru oportunitate și ne bazăm pe parteneriatul tradițional între Minister și TVR. O seară plăcută și vă așteptăm la Roma. Vă mulțumim. La revedere. La revedere. Inimi dispărute este titlul sub care s-a desfășurat zilele trecute cea de-a 14-a ediție a Festivalului de Film Românesc de la Londra. Festivalul a prezentat producții cinematografice românești de excepție, la proiecții fiind invitați și regizorii sau producătorii unora dintre filme. Aflăm detalii de la Ramona Mitrică, director al festivalului. Bună seara! Bună seara! Felicitări pentru o nouă ediție a acestui eveniment, un festival care a devenit un brand și care a împlinit 14 ani. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Înseamnă o mare bucurie, o realizare. 15 ani de film românesc în centrul Londrei, la Curzon Cinema, cu filme bune, premiere, majoritatea. Anul acesta am avut invitați producători, regizori, actori. Și suntem foarte bucuroși că lumea vine, sălile sunt pline și sunt apreciate filmele românești. Festivalul de Film Românesc este, din câte știu, o inițiativă independentă, non-profit. E vorba despre un mic grup de persoane pasionate și dedicate muncilor. Vreau să ne spuneți câți oameni fac parte din acest grup. Suntem, în general, 10 grup de 10 persoane cu care am început în 2003 festivalul. Firma care se ocupă de organizare este Profusion, este firma, compania mea de consultanță artistică, împreună cu scriitorul Mike Phillips. Suntem prieteni foarte buni, artiști, oameni de specialitate în media, în Marea Britanie, englezi și români în echipă. Deci, dar avem foarte mulți voluntari în fiecare an și voluntarii se schimbă. În general sunt studenții de aici, de la școlile de film. Rolul lor este însă unul esențial în organizarea și desfășurarea festivalului. Știu că în anii trecuți evenimentul s-a bucurat de succes la public, ceea ce nu e puțin lucru într-un oraș precum Londra. Anul acesta ce impact a avut festivalul? Și anul acesta avem sări pline. Este sigur o mare competiție, mai ales acolo în centrul Londrei, unde facem noi proiecțiile. Sunt multe cinematografe în jur și nu numai cinematografe, muzee și teatre. Și în afară de asta, anul acesta avem competiție și din partea vremii. E vreme frumoasă, e cald afară, lumea vrea la picnic și mai puțin la film, dar noi facem multă publicitate și nu sunt alte ocazii pentru publicul de aici să vadă filme românești, din păcate, și atunci, sigur că fiind singura ocazie în an în care pot vedea mai multe filme românești în serie, vin și își fac timp. De ce Inimi dispărute? În fiecare an, scriitorul nostru, curator, Mike Phillips, spune un titlu festivalului, legat și de literatură și, bineînțeles, de filmele prezentate în festival. Anul acesta e vorba de multe dispariții în toate cele filmele prezentate și dragoste dispărută, pierdută, și atunci am făcut o legătură între inimi, iubire și dispariții, moarte, dispariție, și sigur că e frumos ca festivalul să aibă în fiecare an un profil anume și un titlu specific, și anul acesta a fost Vanishing Hearts în engleză. Ne-am gândit mult până am tradus, că nu e o traducere exactă, însă anul acesta s-a întâmplat ca titlurile filmelor să nu necesite traducere, ele și în română și în engleză sunt la fel. E primul an în care titlurile filmelor sună absolut la fel și în română și în engleză. Și atunci ne-am făcut de lucru cu titlul festivalului. Care au fost producțiile prezentate?
Pororoca a deschis festivalul, regia lui Constantin Popescu, și actorul principal, Bogdan Dumitrache, a venit la proiecție împreună cu fiica sa, Mara, și a urcat pe scenă împreună și a fost o conversație foarte, foarte plăcută cu mine și cu Mike Phillips, scriitorul Mike Phillips. Și pentru închidere am ales Charleston, în regia lui Andrei Crețulescu, în prezența regizorului și a producătorului Codruța Crețulescu. Celelalte filme au fost selectate tot de noi împreună cu Curzon Cinemas și cu Centrul Național al Cinematografiei din București, și Ana Mon Amour am decis că e un film care va avea succes aici de public, și Călin Peternețer este deja cunoscut și am prezentat filmele lui anterioare aici, și atunci am invitat filmul împreună cu producătoarea Ioana Iancu. Marița, filmul lui Cristi Iftime, film de debut, iarăși cu Cristi Iftime invitat la sesiunea de întrebări și răspunsuri, găzuită de Ian Hayden Smith. Este un scriitor, editor și prezentator de discuții cu mari staruri de cinema aici în Curzon Cinema, și el e un prieten bun al filmului românesc, un cunoscător, și în fiecare an e alături de noi la câteva dintre proiecții. Da, am observat de altfel că sesiunile de întrebări și răspunsuri sunt găzduite de obicei de jurnaliști britanici, și vreau să ne spuneți mai multe despre ei. Cum i-ați convins, cum și de când s-au alăturat proiectului? Ei văd filmele la festivalul la Cannes, la Berlin, și câteodată avem norocul și bucuria să aceste filme românești să fie cumpărate de distribuitori britanici, cum ar fi Artificial Light, de exemplu. Filmele lui Corneliu Porumboiu, a lui Cristi Mundiu, sunt cumpărate de Artificial Light. Artificial Light și Curzon Cinemas sunt în același, e o companie comună, și sigur că e mult mai ușor ca acești critici britanici, după ce au văzut filmele în diferitele festivaluri internaționale, să le poată prezenta aici, în Marea Britanie, ele fiind introduse în cinematografe, în circuitul cinematografelor, deci dincolo de circuitul festivalier, de către distribuitorii britanici. Acum, rolul festivalului nostru e foarte important. E un festival mic și am ajuns la 14-a ediție și suntem în centrul Londrei, dar în fond e o echipă, cum ați spus, o echipă mică, independentă, un festival de proporții mici, dar care are un rol important, mai ales pentru filmele care nu au distribuție în Marea Britanie, că nu toate filmele românești au reușit deocamdată să fie distribuite aici. Și întâmplător anul acesta, niciunul dintre filmele prezentate în festival nu au fost încă cumpărate și distribuite de britanici. Și sigur, din partea criticilor de film de aici, cum ar fi Ian Hayden Smith și Mike Phillips, e o mare plăcere și bucurie să susțină cinematografia românească, să poată fi văzute aceste filme la Londra măcar o dată, și sper să fie invitate și de către alte festivaluri mari, nu atât din Marea Britanie, că ele deja au fost și aici trebuie să fie premiere ca să fie prezentate, dar alte festivaluri europene sau programe, cum sunt programe cinematografice, de exemplu la Barbican, adică sunt și alte modalități de a invita un film, un regizor important în Marea Britanie, și poate și pentru ateliere cu studenții în școlile de film. Am avut odată un atelier foarte bun cu Corneliu Porumboiu la London Film School aici. Deci ne gândim împreună cu criticii noștri la diferite modalități de a prezenta și de a promova până la urmă filmele românești, iar nu ne rămâne decât să vă mulțumim în numele realizatorilor acestor filme, dar și al publicului care, iată, prin dumneavoastră are ocazia să vadă producții românești de excepție și la Londra. Vă mulțumim încă o dată, cu siguranță vă gândiți deja la următoarele proiecte, foarte pe scurt, care ar fi acestea? Sigur, ne gândim să continuăm
prezentarea filmelor, dar până la anul, până la festivalul următor, încercăm să ieșim din Londra cu câteva dintre proiecții. Avem invitații la Oxford, la Liverpool și la Edinburgh și câteva dintre filmele prezentate anul acesta, printre care și Breaking News al Iuliei Rugină, vor călători în cursul anului în aceste orașe. Sunt și comunități românești importante în orașele respective, dar și public britanic, general, iubitor de cultură internațională. Și acestea sunt următoarele planuri. Sigur, vrem să aducem în Marea Britanie și filmul Adinei Pintilie, Touch Me Not, care a fost premiat de curând la Berlin și un film controversat cu un foarte puternic impact. Da. Absolut. Aici se dorește foarte mult crearea în jurul filmului a unei discuții, debate, cum zic ei, așa, și de aceea rolul acestor critici este foarte important. Așa se este. Nu ne rămâne, Ramona Mitrică, decât să invităm pe românii din Marea Britanie să urmărească activitatea dumneavoastră și să meargă să vadă filmele românești care vor fi proiectate în Marea Britanie în acest an. Toate cele bune, mult succes! Mii de mulțumiri! Toate cele bune! La revedere! Aida Baumler este profesoară de limba franceză și română în Suedia. Fost jurnalist la televiziunea română, s-a remarcat în lumea virtuală prin blogul Călimara cu Cerneală, lansat în anul 2006. Căsătorită cu un capitan de vas comercial, a fost alături de soțul său, călătorind pe mai toate oceanele și mările planetei. Aida Baumler și-a adunat impresiile din călătoriile cu vaporul cel albastru într-o carte, ajutată fiind în această aventură literară de scriitorul Denis Dinulescu. Reportaj de Lucian Băbeanu. La început a fost un capitan de cursă lungă, un pirat, cum l-a numit coautorul cărții. Nefiind el prinț, nu poseda cal alb, însă avea brevet de capitan și sarcina de a plimba un vapor albastru de pe o mare pe alta. Suna ademenitor, așa că Aida a lăsat familie, prieteni, televiziunea română pentru presupuse aventuri între mare și cer. Și au fost trei călătorii, în trei ani consecutivi, undeva pe la începutul secolului acestuia, înainte ca internetul să se instaleze pe vapor. Și au fost zeci de zile petrecute pe un vas comercial, străbătând mările și oceanele cu viteză constantă, într-un ritm de 1000 de kilometri pe zi. Au fost anotimpuri condensate într-o săptămână și fusuri orare sărite ca la șotron, pe o închisoare plutitoare, al cărui singur ceas perpetu indica doar orele mesei. Au fost zile în șir legănate de valuri și scurte ore de noapte prin porturi, zile care, deși par la fel, sunt toate diferite. Și pentru că mirările și tăcerile se adunau în mijlocul oamenilor apăsați de carturi, manevre nesfârșite și oboseală, Aida s-a pus pe scris despre mare și cer, mașină trepidantă, furtuni, ieșiri din port, experiențe culinare, călătorile către vapor, traversarea canalului Panama, supraviețuirea în triunghiul Bermudelor, timpul ca o convenție și câte și mai câte. Am conjurat pământul de trei ori cu vaporul și avionul și a văzut cât de mult semănăm între noi, deși ne aflăm pe meridiane diferite. Scrisorile Aidei s-au revărsat pe internet după ce au fost rezervate la început doar unui cerc de prieteni. După mulți ani în care vaporul albastru a primit un alt traseu și un alt capitan, poveștile au văzut lumina tiparului în cartea numită Călimara cu Cerneală, după numele blogului lansat de Aida. Cartea a fost scrisă împreună cu Denis Dinulescu, scriitor consacrat, care a descoperit jurnalele, iar de atunci scrie activ pe blog. Trecea cu București, mi-a făcut semn cu o rachetă din aia de semnalizare și mi-a zis că ea are blogul Călimara cu Cerneală. Am fost circumspect pentru că eu foloseam doar pixul, vorba bine, și până la urmă am zis hai să colaborez, să încep pot scrie eu un, pe lângă ce i-a începuse deja. Avea un jurnal de călătorie foarte interesant și m-a surprins spiritul de observație, umorul foarte de bună calitate din călătoriile ei, care erau haihui, adică nu erau numai pe la Brăila și pe unde vedeam eu în Colentina, în lacurile alea, se întâmplau în New York, în Japonia, în Brazilia și așa mai departe, datorită unei căsnicii
care durează și astăzi. Soțul ei este mare pirat și transportă de colo-colo niște mărfuri. Și văzând calitatea scriitorii ei, am zis că să continui și eu cu ale mele. Eu, nefiind marinar, n-am fost niciodată pe piraterie, dar eu observ niște lucruri din București, o realitate care ne înconjoară pe toți și care câteodată ne interesează, câteodată nu. Și am pus mâna și am început să scriem de unde amândoi. E cronica unei călătorii. O consider o călătorie, deși au fost trei călătorii în trei ani succesivi. E aventura mea pe un vapor comercial. Am străbătut lumea la bordul unui vapor. Am avut parte de aventuri, am avut parte de pirați în mare, am avut parte de furtuna. Am văzut lucruri pe care un om obișnuit nu le poate vedea într-o viață întreagă. Și am vrut să împărtășesc impresiile și emoțiile, în primul rând cu prietenii mei și apoi cu lumea întreagă, doritoare să o citească. Lansată la Târgul de Carte Gaudeamus 2017, cartea s-a bucurat de a doua lansare pe 31 martie 2018 la Ceneria Verona, apoi la librăriile Humanitas și Cărturești. Vorbim în continuare despre un proiect fotodocumentar dedicat centenarului desăvârșirii Unității Naționale. Este vorba despre expoziția Marea Unire de la Victoria în Primul Război Mondial la încoronarea suveranilor României Mari, care a fost prezentată recent în Letonia și Lituania, urmând să fie vernisată pe parcursul anului în mai multe orașe din țară și din străinătate. Domnul Liviu Sebastian Jicman, director general al Muzeului Național Cotroceni, ne oferă detalii. Bună seara și bine ați revenit la TVR Internațional. Bună seara, bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră din nou. Și mă bucur să pot vorbi despre acest proiect expozițional pe care l-am prezentat în mai multe locuri și urmează de asemenea ca parcursul său itinerant să continue. Sigur, expoziția a fost prezentată mai întâi chiar la Muzeul Național Cotroceni, a fost primul proiect chiar la începutul acestui an. Anul acesta, de Ziua Culturii Române, am început programul nostru cultural cu această expoziție. Da, am remarcat atunci că domnul doctor Adrian Silvan Ionescu spunea că este vorba despre o expoziție plină de informații, poate prea puțin cunoscute de marele public. Ce cuprinde? Sunt fotografii, trebuie să ne lăudăm puțin că sunt fotografii exclusiv din Arhiva Muzeului Național Cotroceni. Unele parte dintre ele poate că au mai fost văzute de publicul larg, însă unele dintre ele sunt convins că nu au fost văzute decât de puțini specialiști care au vizitat arhiva Muzeului Cotroceni. Și acest proiect ar trebui și urmează să continue și să se desăvârșească într-un fel la sfârșitul anului acesta, în luna decembrie, când va fi desigur Ziua Națională, în colaborare cu alte instituții, vrem atunci să prezentăm această expoziție, o variantă extinsă și cu elemente fotodocumentare sau obiecte de la alte instituții muzeale, de la arhive și de la alți parteneri, inclusiv colecționari privați. Dar foarte interesant. Atunci vrem să parcurgem acest traseu în care să putem și aduna astfel de sau completa această expoziție pe parcurs, dar să o putem arăta publicului din țară, publicului din străinătate, ca o expoziție reprezentativă pentru acele vremuri, care încearcă să redea atmosfera acelor ani. De cine au fost realizate aceste fotografii? Fotografiile au fost, n-au un unic realizator, însă sigur este un element excepțional că există un fond fotografic atât de exact extins pentru acei ani. Este doar acest lucru, un lucru spectaculos în sine. Faptul că a existat o preocupare pentru a imortaliza imagini importante pe pelicula fotografică. Și sigur, expoziția se întinde pe mai mulți ani, surprinzând, cum bine ați spus și cum rezultă și din titlul acesteia, atât anul 1918, Victoria în război, cât și anii care au urmat, care au fost la fel de importanță în ceea ce înseamnă desăvârșirea Unității Naționale. Până etapele, în 1922, până în 1922, incluzând imagini de la negocierile de la, în vederea tratatului de la Paris.
și exprimând rolul pe care personalități politice, dar mai ales familia regală l-a avut în acele momente, este de fapt o continuare sau un proiect în două episoade. Am desfășurat și prezentat anul trecut o expoziție intitulată Familia regală pe front, care cuprindea 3 ani, anii conflagrației și participării României în război, 1916, 1917 și 1918, urmând ca să revenim cu acest al doilea episod pe care îl prezentăm acum și care a fost, cum spuneați și dumneavoastră, deja în câteva locuri, atât în țară cât și în străinătate. Este o inițiativă ce aparține Muzeului Național Cotroceni. Este un proiect amplu și vreau să-mi spuneți cât a durat pregătirea. Am început pregătirea chiar de anul trecut, din vara anului trecut. Dacă vreți, în paralel cu selecția fotografiilor pentru prima expoziție pe care am prezentat-o anul trecut, am început și demersurile pentru pregătirea acestei expoziții, tocmai pentru că am gândit-o de la început ca un proiect itinerant pe care trebuie să spunem că îl itinerăm în primul rând cu forțele noastre proprii și limitate. Ne-am bazat pe arhiva muzeului și pentru a fi mai ușor de transportat, de putut trece și granița sau granițele cu această expoziție, urmând să o extindem la sfârșitul acestui an. Trebuie, aș vrea să mai spun că și să mulțumesc totodată partenerilor noștri pentru fiecare dintre locații, că expoziția a fost prezentată mai întâi la Brașov, apoi la Galați, a fost la Iași, de la Iași într-un mod simbolic a plecat chiar la Chișinău, unde am fost, unde am prins și sărbătoarea Unirii Basarabiei, ziua de 27 martie. Și apoi a continuat acest parcurs internațional cu Riga și Vilnius, cu Letonia și Lituania, cu sprijinul ambasadei noastre de acolo. A fost deja prezentat la Istanbul, unde este în momentul de față pe simeze la Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir din Istanbul. Urmează să mergem în luna mai la Budapesta și în a doua jumătate a anului să continuăm acest parcurs atât în țară cât și în străinătate, urmând să definitivăm exact traseul în funcție de discuțiile pe care le avem cu partenerii din țară și din străinătate. Dar cu siguranță publicul dornic să vadă această expoziție va putea găsi informațiile pe site-ul nostru, pe pagina de Facebook care este vizionată și le mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc pe Facebook că o fac și că sunt alături de noi. Știu că expoziția de anul trecut a avut un puternic impact. Ce reacție a generat până acum această a doua parte a expoziției? Atât publicul român, dar și cei care știu mai puține despre România, tocmai vorbeam despre această vizită la Vilnius și la Riga, unde dintre vizitatori sau parte importantă a celor care au participat la vernisaj au fost, desigur, și din partea corpului diplomatic local, au descoperit cu mare interes informații și, dacă vreți, această poveste în imagini care urmează un ciclu cronologic, etapele prin care am trecut, corelând de altfel acest moment important nu doar pentru România, pentru că anul acesta este un an al centenarului pentru multe popoare și țări europene. Dacă noi sărbătorim Marea Unire, alții sărbătoresc independența sau constituirea statului național respectiv. Deci, cred și sper și cred că aceasta trebuie să fie abordarea prin manifestările pe care le gândim anul acesta, să încercăm să ne conectăm și la curentul european, să arătăm că și din punct de vedere istoric
România a fost într-o evoluție odată cu întreaga Europa. Și împreună cu, țările cu care constituie astăzi Uniunea Europeană. Care a fost implicarea Casei Regale în acest proiect și reacția membrilor Casei Regale la această inițiativă? Ne-am bucurat de vizita la expoziția de anul trecut și sperăm să fie alături de noi și anul acesta, de prezența Principesei Maria în cadrul programului pe care chiar zilele acestea îl definitivăm. Este un program consacrat la Muzeul Național Cotroceni, va avea o ediție aniversară întâmplător tocmai anul acesta de centenar, Coloviul Național de Istorie, ediția 20-a, Casa Regală și istoria familiei regale din România va avea un rol deosebit, pentru că el va fi organizat pe 10 și 11 mai, nu întâmplător în fiecare an de 10 mai organizăm această manifestare, pe care anul acesta o extindem pe 2 zile și sperăm să avem contribuția unor istorici și invitați importanți, nu doar din București, dar și din țară, de la mai multe muzee, universități din țară. Și sigur suntem onorați să avem și Casa Regală alături de noi ori de câte ori vor dori să participe la evenimentele noastre sau să ne fie alături la expozițiile pe care le prezentăm. Este firesc să fie așa, pentru că, după părerea mea, ambele aceste proiecte arată, de fapt, rolul extraordinar pe care aceste personalități, familia regală, l-a avut în momente importante pentru România. Nu doar prin deciziile pe care le-au luat suveranii României, sigur decizii care au putut duce la constituirea României mari și României moderne, așa cum este ea exact astăzi, dar prin rolul de inspirație pentru cei din jur, pentru clasa politică, pentru elita și conducătorii militari ai armatei, rolul pe care Regina Maria l-a avut în organizarea serviciului de asistență medicală pe front, atât ca lider, dar și ca prezență umană care inspira pe toți cei din jur și îi putea mobiliza în tot ceea ce fac. Cred că din aceste imagini se surprinde această atmosferă și acest spirit pe care regii României și familia regală l-a putut transmite societății românești din acele vremuri. Există o categorie, o anumită categorie de public care îi se adresează această expoziție? N-aș spune că da. Noi încercăm să mergem către un public cât mai larg. Am încercat și încercăm în continuare prin programele noastre educaționale să ne adresăm și tinerilor care să descopere aceste informații. Am continuat programele noastre de pedagogie culturală, dar am lansat și unele noi. Încă de anul trecut am lansat ora de istorie în parteneriat cu câteva școli pe care le-am invitat să țină chiar ora de istorie la Muzeul Național Cotroceni atunci când tematica școlară are legătură cu evenimente care s-au întâmplat în acest spațiu, astfel încât am vrut să depășim o vizită la muzeu cu școala, un program școală altfel care este de altfel binevenit și să Prin vizitarea muzeului se pot afla amănunte interesante. Așa că cred că publicul pe care îl așteptăm la această expoziție este atât publicul tânăr care eventual să descopere sau să-și consolideze câteva din informațiile pe care le are despre acea vreme, cât și pasionați care vor descoperi, cum spunea și domnul Silvan Ionescu, informații noi sau, dacă nu informații noi, măcar fotografii inedite. Da. Ce alte proiecte are muzeul în anul centenarului, chiar dacă nu sunt neapărat dedicate strict acestei aniversări? Avem multe proiecte anul acesta și aș spune că cele mai multe dintre ele sunt dedicate sau sunt sub egida centenarului. Dacă unele dintre acestea pe tematică istorică au legătură directă cu evenimentele anului 1918 și a anilor următori care au dus la Marea Unire,
au legătură cu decizii care s-au luat la Palatul Cotroceni, au legătură cu istoria familiei regale. Și mă refer la acest proiect expozițional, mă refer la Coloviul Național de Istorie, mă refer la alte conferințe pe care le vom avea anul acesta sau lansări de carte. Am încercat ca și alte proiecte și celelalte proiecte culturale pe care le derulăm anul acesta să fie într-un fel sau altul sub egida centenarului dintr-o perspectivă retrospectivă, pentru că convingerea mea este că această sărbătoare ar trebui, și aici nu mă refer doar la misiunea Muzeului Național Cotroceni, care este mai legată de fenomenul istoric, dar mă refer la tot ce înseamnă acțiune culturală în România, ar trebui să se refere, sigur, cu preponderență la momentul Unirii, dar și să fie un moment de bilanț și de retrospectivă pentru tot ce am reușit să facem pe plan cultural în această sută de ani. Dacă acum la pesimezele Muzeului Cotroceni poate fi urmărită și vizitată expoziția Artele Focului, pe care am organizat-o împreună cu Organizația Contemporanii. La sfârșitul lunii mai, mai exact pe 24 mai, vom vernisa expoziția Aici, Acolo, un proiect expozițional pe care l-am lansat anul trecut și pe care îl continuăm anul acesta, în care încercăm să punem la oaltă și să oferim un spațiu de întâlnire artiștilor plastici din țară și din străinătate și din diaspora, artiștilor români, într-un dialog și într-o demonstrație pe care încercăm să o facem cu mijloace artistice. Că sperăm indiferent să putem să-i prezentăm și noi la TVR Internațional, sigur, pe artiștii care participă drag, la acest proiect. Un program dedicat Zilei Românilor de Pretutindeni. Vernisajul este pe 24, dar prefațează Ziua Românilor de Pretutindeni, care va fi în duminica acelei săptămâni. Expoziția va fi deschisă până la jumătatea lunii iulie. Și cum vă spuneam, dacă anul trecut am avut un focus pe generația anilor 80, anul acesta ne-am propus un demers curatorial, dacă vreți îndrăzneț, complicat, cu mențiunea că nu poate fi decât o provocare spațiul și timpul nu ne permite să prezentăm toți artiștii români relevanți în această epocă, evident, dar încercăm să facem o trecere în revistă a unor artiști din fiecare perioadă, din toate decadele acestui secol, cu un accent, sigur, pe cei din prezent, dar încercând să urmărim filiera artistică după care s-au inspirat. Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Îi invit la rândul meu pe toți cei care ne urmăresc și au posibilitatea să viziteze Muzeul Național Cotroceni, să participe la evenimentele organizate de această instituție. Vă mulțumesc instituție. Și vă mulțumesc că ați punctat acest lucru și eu fac invitația pentru fiecare telespectator ca în primul rând, poate chiar înainte de a vizita o expoziție sau de a participa la un eveniment, să viziteze Muzeul Național Cotroceni, un spațiu plin de istorie și de semnificații în acest an al centenarului. Așa este, iar cei care se află departe de țară să urmărească datele la care va fi vernisată această expoziție, Marea Unire, de la victoria în primul război mondial la încoronarea suveranilor României mari, acolo unde vor fi mai aproape și vor reuși să vadă. Cu siguranță merită vizitată această expoziție. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc și vă dorim succes în continuare. Mulțumesc și eu. Asociația comunitară My Romania Community din Londra aniversează în aceste zile 3 ani de activitate. În cadrul unui eveniment organizat la sediul Institutului Cultural Român au fost trecute în revistă toate activitățile și proiectele realizate de asociație și a fost sărbătorită recunoașterea drept grupul anului comunitar la Brand Award 2017 pentru promovarea și susținerea comunității românești în nord-vestul Londrei. Amănunte primim de la domnul Cristian Stâncanu, director executiv al My Romania Community. Bună seara! Bună seara, bună seara, mulțumim pentru urările dumneavoastră. Da, într-adevăr, în această săptămână am aniversat 3 ani de când ne desfășurăm activitatea ca și asociație comunitară independentă în Marea Britanie. Da, o să vă rog să ne spuneți pe scurt povestea acestei asociații, cu ce gânduri și cu ce speranțe a fost înființată în urmă cu 3 ani.
E o poveste lungă. Inițial povestea pleacă de la o întâmplare mai puțin plăcută, care s-a transformat în povestea unor oameni care timp de 3 ani au pus umărul și au construit ușor, ușor atât o imagine pozitivă a românilor în Marea Britanie, dar și diferite proiecte care au dus la susținerea comunității românești, cum ar fi Școala Românească de Sâmbătă, care funcționează și este destinată copiilor românilor de aici, Centrul Comunitar de Informare pentru Români, unde noi am încercat să oferim informații cât mai concludente și cât mai curate românilor care aveau nevoie de acest lucru, pentru că cu toții știm, sunt momente mai puțin plăcute atunci când pășești pentru prima dată pe pământ britanic. Așadar, My Romania Community oferă susținere prin mai multe tipuri de servicii pentru românii din Londra. Cine poate apela la Centrul Comunitar de Informare pentru români? Orice și cum, român, mai ales? Orice român care are intenția din România de a veni cu scop de muncă, de a călători cu scop de muncă în Marea Britanie, ar fi indicat să ne contacteze sau să se informeze în primul rând cu privire la condițiile de aici. Pentru că uneori, știți dumneavoastră, poveștile de succes care sunt promovate nu sunt întotdeauna foarte ușor de atins, ci totul este cu muncă, cu muncă destul de grea, ca să zic așa, iar condițiile de muncă și de locuit în Marea Britanie, viața socială în general, imaginea acestei vieți poate diferi prin prisma celor din România față de realitatea socială de aici. Sprijinul pe care dumneavoastră îl oferiți prin această asociație este gratuit? Da, este gratuit. Noi nu percepem taxe. Informarea se face atât în mediul online, cât și prin programare la sediul nostru, în limita timpului disponibil și a posibilităților voluntarilor. Spuneați mai devreme că ați înființat și o școală, Școala Românească. Vreau să ne spuneți câți copii frecventează acum această școală și cum funcționează. Cine sunt profesorii? Ce materii se studiază acolo? În general avem o frecvență, înscriși sunt 25 de copii. Însă uneori diferă, depinde de părinți și de posibilitățile lor. Prezența este în medie în jur de 19, depinde de săptămână. Ce studiază? Studiază limba și literatura română, studiază tradiții și obiceiuri românești, geografie și istoria României. Însă o adaptăm, profesorii noștri o adaptează exact pe nivelul de vârstă a copiilor, încercând să le arătăm practic și să promovăm ceea ce înseamnă valoare națională. Ce a însemnat pentru dumneavoastră obținerea titlului de grupul anului comunitar la Brent Award 2017? Da, acest lucru este practic mai mult decât ne-am fi putut aștepta. Cred că este pentru prima dată în Marea Britanie când o asociație comunitară, mai ales una independentă, obține o asemenea distinție. Am fost foarte bucuros și impresionat de faptul că am reușit, iar meritele muncii, pentru că au existat și proiecte la nivel social, cele legate de violență domestică sau de oamenii străzii, care bineînțeles că nu ar fi putut fi proiecte care nu ar fi putut fi publicate în paginile noastre, ele putând afecta într-un fel sau altul imaginea unor persoane. Însă, acest lucru demonstrează mai mult decât atât faptul că chiar dacă suntem într-o perioadă ușor, să zicem, ușor tulbure cu privire la viitorul nostru în Marea Britanie și modul în care,
în care în viitor vor fi făcute acordurile și tratatele la nivel internațional, iată că nu există niciun dubiu că nu suntem discriminați în niciun fel. Nu avem nicio problemă, ci pur și simplu cred că atunci când oferi calitate și atunci când oferi deschidere și dorința de integrare socială, cu siguranță există și și o recompensă, ca să zic așa, atât pentru noi ca asociație, dar și ca individ în fiecare... Ca individ în toate aceste comunități, cu siguranță. Nu ne rămâne decât să vă felicităm pentru toate aceste realizări, să vă dorim să reușiți să dezvoltați proiecte cel puțin la fel de interesante și de acum înainte și vă mai așteptăm la TVR Internațional să vorbim despre proiectele viitoare. Mult succes și toate cele bune! Și noi vă mulțumim frumos și vă așteptăm cu drag la Londra ca să vedeți pe viu ce se întâmplă. Vă mulțumim! Imaginea celuilalt este titlul noii cărți semnate de Victor Ieronim Stoichiță și lansate pe 21 aprilie la librăria Humanitas din București. Volumul prezintă imaginea negrilor, evreilor, musulmanilor și țiganilor în arta occidentală în zorii epocii moderne. O lecție binevenită despre diferență și alteritate. Imaginea celuilalt este o carte care pune în evidență un studiu exact și detaliat al unor reprezentări picturale despre diverse rase de oameni în imaginarul occidental de-a lungul timpului. Autorul, Victor Ieronim Stoichiță, își propune ca scop al acestor pagini de a aborda prin obiectul unei reflexii personale cele patru figuri ale alterității: evreii, țiganii, negrii și musulmanii. Este o modalitate de percepție prin artă a evenimentelor din istorie, bogatul imaginar al celuilalt, nefiind altceva decât modul în care vestul Europei reflectă prin grafică, gravură și pictură întâlnirea cu celelalte rase. O poveste, o metapoveste, dacă pot să spun așa, care amintește de preocupările pentru metapicturalitate care au dat naștere unei alte cărți în urmă cu câteva decenii. Două imaginele turcului, cred eu, descriu această postură care este alocată cititorului. Prima, care este figura 49 din carte, este o pictură care reprezintă pe Suleiman Magnificul și care este realizată de un pictor venețian, Gentile Bellini, și care integrează codurilor occidentale ale portretisticii, strategii imagistice proprii codurilor de vizualizare ale sultanului. Cea de-a doua imagine, figura 51, este o miniatură dintr-o carte dedicată faptelor de arme ale acelui sultan. E o carte frumoasă care frumusețe nu mi se datorează numai mie, se datorează editurii Humanitas, care a publicat-o în condiții absolut excelente, într-o formulă grafică superbă. Am lucrat cu foarte mare plăcere în momentul în care am compus această carte pe o temă dificilă, cum e cea a imaginii celuilalt. Am încercat să scriu o carte citibilă, care să fie în același timp de nivel universitar, dar care să poată să pătrundă și să vorbească și unui public mai larg. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Nu uitați să ne urmăriți și pe pagina de Facebook Corespondent TVR Internațional și să ne trimiteți ideile și sugestiile dumneavoastră. Toate cele bune!